Apăsăm butonul Sofia Ianis! Sute de nostalgii suporteri a echipei Farul Constanța au urmărit cu emoție demolarea stadionului vechi de peste 70 de ani. Printre ei s-a aflat și marele fotbalist Gheorghe Hagi, cel care și-a făcut debutul pe stadionul care îi poartă acum numele. Sunt de la vârsta de 10 ani de când vin aici. Am stat numai la tribuna aici de... Cum e momentul ăsta când vedeți că dispare? Sunt bucuroasă, văd finalul. La final o să fiu și mai bucuros. Acum e nostalgie, dar asta e. Veneam cu părinții, mamele ne așteptau aici la ieșire, după care plecam cu toții la un grătar frumos. Așteptăm momentele în care să vină cel puțin 15.000 de spectatori, cu mame, copii, să susținem sportul constanțean. Deci mă leagă foarte, foarte multe de acest stadion. Amintiri plăcute și sperăm să fie și mai plăcute pe viitor. Aproximativ 2 ani estimează autoritățile că va dura construcția noi arene, care va avea peste 18.000 de locuri și va costa aproximativ 100 de milioane de euro, bani de la guvern. Nu putem cuantifica iubirea, efortul și devotamentul arătat de Gică Hagi României și nici nu putem evalua cât de mult a dat România înapoi regelui. Însă momentul de astăzi, așa cum este el, mă face fericit să pot fi prezent și să fac un prim pas din partea Guvernului României. Demarăm astăzi un proiect prin care să putem oferi lui, Farului și Constanței un loc unde sportul și performanța să fie mereu la cea mai înaltă performanță. Noul stadion Gheorghe Hagi. Dumnezeu să ne ajute să fie într-un ceas bun. Demolarea vechii arene va dura aproximativ 3 luni, după care vor începe lucrările pentru noul complex. Potrivit estimărilor făcute de autorități, acesta ar urma să fie gata în vara anului 2025.